Bine v-am regăsit! Sultanul se reînscăunează. Deja există multe telegrame de felicitare la adresa victoriei lui Recep Tayyip Erdoğan. În România, Marcel Ciolacu îl felicită pe Erdoğan pentru această victorie. El s-a urcat pe un autocar ca să salute mulțimea. O mulțime bucuroasă, evident, în delir, dar totuși este prima oară când Recep Tayyip Erdoğan câștigă Turcia din al doilea tur, pentru că până acum nici nu avea nevoie de două tururi de scrutin. Asta a fost și apărarea sa la întrebările care au fost adresate în săptămâna de dinaintea alegerilor, de dinaintea turului al doilea, întrebările lansate de jurnaliștii occidentali. Ce dictatură este Turcia dacă am organizat și al doilea tur de scrutin? Dați-mi voie să le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Trei analiști cu puncte de vedere extrem de interesante. Le mulțumesc tuturor. Radu Magdin, Alex Coita, Silviu Sergiu, bună seara, bine ați venit, vă mulțumesc. Dacă vă surprinde, nu vă voi adresa această întrebare, suntem prea bătrâni pentru o astfel de întrebare. Experimentați, de acord. Aș vrea să vorbim despre reacțiile, Silviu Sergiu, reacțiile autorităților române. Avem deja o reacție a președintelui PSD, Marcel Ciolacu, la victoria lui Erdoğan. O reacție rapidă, promptă, asta te surprinde? Da, e foarte bine că liderii de la București reacționează față de rezultatul alegerilor din Turcia. Am citit postarea domnului Ciolacu. Eu am un singur amendament de făcut. Am înțeles, poate am înțeles eu greșit, că consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Turcia va fi posibilă tocmai pentru că a câștigat domnul Erdoğan. Mă rog, nu știu dacă parteneriatul ăsta stă într-o persoană sau da, în mai multe. Poate a scris repede duminică. Da, e totuși un parteneriat strategic, mă rog, semnat între două țări și presupune o colaborare pe mai multe dimensiuni, nu neapărat pe cea politică. Cea mai importantă fiind dimensiunea securitară la Marea Neagră. Dar foarte bine, da, până la urmă au fost, spre surprinderea mea, aș spune, niște alegeri mai calme decât m-aș fi așteptat. Nu au fost contestații majore în legătură cu eventuale fraudări. Erdoğan controlează destul de serios Turcia, mai ales după 2016 încoace, când am avut tot felul de proceduri și experimente mai mult sau mai puțin democratice și ne-am fi așteptat să existe discuții despre nereguli, despre tentativele autorităților de a afecta până la urmă rezultatul, dar nu a fost așa, au fost și două tururi, ceea ce, mă rog, ridică această, să zic așa, prezumție de normalitate. Da, normalitate democratică, da, exact. Deci, da, lucrurile sunt și eu cred că undeva la Bruxelles, pentru că citeam o analiză politică destul de interesantă acum câteva zile, s-a auzit un oftat prelung, pentru că discuția despre reprimirea Turciei, despre primirea Turciei în Uniunea Europeană nu va mai fi redeschisă. Cu Erdoğan la conducere, acest subiect este practic ieșit total de pe agenda. Radu Magdin, o reacție și din partea lui Vladimir Putin, care evident îl salută pe Erdoğan. Președintele rus spune, este dovada evidentă a sprijinului populației turce. De aici înainte, cum vor evolua relațiile dintre Rusia și Turcia? Bine. Spun bine pentru că Turcia a avut un instinct foarte tactic, nu strategic, dar corect. În criza ucraineană, pe de-o parte, ei au făcut bani și PR cu ucrainenii prin dronele Bayraktar și, pe de altă parte, ei au menținut o relație strategică ok cu Rusia, pentru că energetic ei sunt cuplați cu Rusia și au logistică energetică rusă prin Turcia.
Deci, din această perspectivă, spune faptul că Turcia nu a avut nimic de pierdut, ci, din potrivă, faptul că Erdogan și-a renuit mandatul ne duce într-o logică în care Turcia se poate poziționa inclusiv ca mediator pe viitor, pe viitor între Ucraina și Rusia. Sigur, caii noștri s-au grăbit să-l felicite. Și oarecum și Ciolacu ca viitor prim-ministru, indiferent când se va finaliza această negociere cu profesorii, da? Este viitorul nostru prim-ministru, da? Cred că și istoric PSD-ul este un partid care a ținut culmea în dezvoltare, da? Indiferent că vorbim cu Turcia sau în general a ținut la diversificare, da? Dar în momentul de față însă pot spune ca și persoana care urmărește zona de comunicare politică, Erdogan, sincer, a fost liderul acestei campanii. Este trist pentru opoziție că trebuie să constate acest lucru, dar concurentul său a fost foarte slab, inclusiv în ultimele câteva săptămâni, și a schimbat agenda fundamental. Și sigur că în momentul de față a scos opoziția un scor mult mai bun decât poate că ne așteptam, în sensul în care deja am văzut un endorsement, da? O susținere pentru Erdogan din partea terțului candidat. Da. Dar este în comunicarea politică, noi de foarte multe ori spunem faptul că cine ține direcția va reuși să obțină un succes. Am văzut acest lucru periodic, inclusiv în alegeri în România, da? De-a lungul timpului. Da? Cred că un exemplu clar a fost, de exemplu, alegeri din 2009. Da? Că Erdogan a fost foarte criticat, dar a ținut direcția și a reușit să... Un lucru interesant din punctul meu de vedere ca și analist este faptul că, inclusiv în presa internațională, s-a ignorat foarte mult rezultatul alegerilor parlamentare. Așa e. Pentru că miza opoziției era următoarea. Noi câștigăm alegerile parlamentare, indiferent dacă el câștigă sau nu alegerile prezidențiale, noi modificăm Constituția. Uh-huh. Și schimbăm regulile jocului. Uh-huh. Ori în momentul de față, el câștigând alegerile parlamentare, practic am asistat la o demobilizare opoziției, pentru că ei, văzând că nu au câștigat etapa pe care se așteptau să o câștige, da, era foarte greu să câștige etapa următoare. Uh-huh. Da. Deci, rezultatul a fost oarecum previzibil. Cred că pentru foarte mulți dintre noi care urmărim realitatea acolo, candidatul opoziției a încercat foarte mult să modifice pe ultima sută de metri, să vină mai dur pe zona migrației, inclusiv față de migrația siriană, o problemă pentru Turcia, indiferent de componenta noastră europeană și felul în care noi am încercat să poziționăm migrația, refugiații sirieni în Turcia. Deci, rezultatul din păcate sau din fericite, în funcție în care, de tapăra cu care ții, este un previzibil. Noi, ca și România, nu avem, ca și mize bilaterale, noi tot timpul am avut o relație foarte bună cu Turcia, indiferent cine a fost la putere. Încă în anii 90, noi aveam un acord pre-NATO, un acord bilateral de apărare cu Turcia. Un lucru de care de multe ori se uită. Da? Deci, relația noastră este una istorică, da? Nu isterică, dacă e să facem o comparație cu alte relații bilaterale, da? Deci eu cred sincer că în momentul de față, indiferent de graba poate a unor comunicatori politici de a comunica felicitări pentru succes, această relație bilaterală este foarte importantă și cred că se poate construi foarte mult pe viitor, prin continuitate, pentru că, până la urmă, asta a fost decizia poporului turc. Alex Coita, au fost totuși cel puțin aceste două săptămâni în care presa occidentală părea că încurajează o schimbare în Turcia. Cunosc oameni care au vizitat Turcia recent și s-au întors spunând, sigur pierde Erdogan, pentru că nimeni nu ține cu el. Nu știu cu cine au vorbit ei. Păi au vorbit în mediile liberale, care s-au văzut și pe harta alegerilor din Turcia, sau la fel ca în America, dacă putem face o comparație, bine, cu totul alte circunstanțe, sunt prezente mai ales în vestul Turciei și prin, mă rog, jocul circumstanțelor tragic, de altfel, al cutremurului de acum, cred că a trecut o lună sau două luni, și în estul Turciei, pentru că acolo vorbim de refugiați, de sinistrați, de oameni care au văzut la prima mână ce înseamnă corupție endemică într-un stat autoritar semi-occidental. Și acum să revenim la România. Am văzut într-adevăr și pe alte posturi de televiziune o satisfacție destul de greu disimulată
din partea unor decidenți, din partea unor comentatori, legat de victoria lui Erdogan. De ce? Pentru că Erdogan este un lider conservator, așa cum, apropo de declarația domnului președinte Ciolacu, și PSD este un partid conservator, chiar dacă cu anumite valențe social-democrate, dar fundamental social-conservator. Și atunci s-a simțit așa un fel de întărire a unui filon conservator în această zonă a Europei și cu legătură spre Asia. În esență însă, victoria lui Erdogan, deși poate nu este neapărat surprinzătoare după ce am văzut în primul tur și nici măcar în răspăr față de evoluțiile social-demografice din Turcia, este un aspect care complică calculul României strategic, deși, din păcate, în aceste momente și perioade, prea puțină lume se preocupă de calculul nostru geostrategic. De ce? Pentru că o Turcie, să spunem, mai orientată spre valorile liberale, și nu mă refer la partide, ci la acel liberalism care este fundamentul alături de democrația electivă a Occidentului, ar fi fost mult mai ușor de integrat și de construit într-o, să spunem, linie coerentă cu România în ceea ce privește raportarea la spațiul euroatlantic. Așa, Erdogan, care, trebuie spus, a pierdut încrederea investitorilor, el a venit cu o politică, mă voi referi la economie, care a dus la o inflație galopantă, care duce cu gândul la Argentina, o inflație de 85%, pentru că a avut politici monetare sau au oblăduit, dacă vreți, politici monetare absolut opuse față de ce s-a întâmplat în Occident, de relaxare maximă monetară în condițiile în care peste tot s-au ridicat dobânzile. Pe de o parte pune cumva în pericol sustenabilitatea economiei Turciei, dar și acest joc ambivalent în relația dintre Turcia și între Ucraina și Moscova, sigur că poate ajuta sau nu Turcia, dar cu siguranță nu ne ajută pe noi ca membrii NATO. Pe noi ne-ar ajuta mult mai mult o Turcie asumată ca membru al comunității euroatlantice, care să sprijine eforturile noastre ale tuturor circumscrie, dacă vreți, agresiunea Rusiei și de a rezolva în mod sustenabil și corect și echitabil acest război. Deci, eu zic așa, ok, am văzut ce a scris domnul președinte Ciolacu, este adevărat, sunt companii turcești care fac treabă foarte bună la nivel de autostrăzi și, Doamne ajută, avem nevoie de aceste autostrăzi. Bravo lor că fac, este bine. Aceste relații economice între România și Turcia este un lucru foarte bun. Deși poate și domnul Ciolacu și alții de români ar trebui să înțeleagă mai bine ce înseamnă relația Turciei ca poartă către potențiale, să spunem, surse de evaziune fiscală. Bine, domnul Ciucă, după cutremur, verificat imobilele făcute de turci, adică fix invers. Sunt aspecte care ar trebui discutate, dar, mă rog, una peste alta, realicea lui Erdogan ne lasă într-un calcul strategic precar. România este cumva, hai să ne uităm puțin în regiune și Radu Magdin, care este și el expert geopolitic, poate să confirme sau nu. România este semi-izolată în regiune, avem un cordon absolut gri de state care sunt, în cel mai bun caz, ambivalente sau complexe și în cel mai rău caz destul de aliniate cu Moscova, pornind de la Serbia, cu o Bulgarie care e încă neclară privința identității lor și, evident, nu putem uita de Ungaria. Deci, în acest context, sigur că ar fi ajutat o Turcie asumată. Rămânem izolați. Din punctul meu de vedere, faptul că rămânem izolați poate să fie un aspect pozitiv sau poate să fie un aspect negativ. La modul cum se joacă în România, adică la bambilici politic, adică fără nicio miză, este un aspect negativ. Da. Pentru că acum, nu reușim să sigur, ne uităm, e important viitorul geostrategic, dar e important și viitorul național. Și aici, pe plan național, dacă acum puțină vreme vorbeam despre cei doi lideri în jurul cărora se desena viitorul, cunoscuți popular sub denumirea Nicu Marcel, astăzi sunt reprezentanții ai Partidului Național Liberal. Am văzut o declarație făcută de doamna Raluca Turcan, care, întrebată ce viitor mai are tandemul Marcel Ciolacu-Nicolae Ciucă, doamna Turcan a spus: asta e o chestiune extrem de delicată. Toată povestea asta cu rotativa Silviu Sergiu creează ocazia pentru noi calcule politice. L-am întrebat ora trecută pe ministrul Sănătății,
alții, un lider important al PSD, domnul Rafila, dacă se fac calcule pentru anticipate, sigur nu sau n-am primit un răspuns clar, probabil că nimeni nu va da un răspuns clar, dar în momentul ăsta mai vorbim despre perspectivă, o perspectivă de rotativă sau una de anticipate în România? Eu cred că se va merge cu rotativa în continuare. Știi ce se întâmplă? Indiferent de cât de oportune și logice ar fi în anumite contexte politice alegerile anticipate, problema cu anticipate este că este extrem de greu să ajungi la ele. Dar de fiecare dată. Asta discutăm de fiecare dată. Pentru că e o procedură constituțională greoaie și e nevoie de un vot în Parlament care nu se va da, pentru că nimeni din Parlamentul, sau marea majoritate a parlamentarilor, nu vor să renunțe la mandat când mai au un an și ceva. Discuții însă au fost. Kelemen Hunor a confirmat faptul că au existat aceste discuții, care au fost și abandonate ulterior. E foarte posibil ca, mă rog, dacă lucrurile ar fi degenerat și discuțiile nu s-ar fi îndreptat către o soluție. Eu cred că în momentul de față se îndreaptă către o soluție. Adică și din informațiile pe care le am, ele au mai fost temporizate acum cu greva, dar se vor înțelege. Nu, cel puțin sursele mele spun că nu va fi o criză. Da, nu va fi o criză. Tale, e posibil să iasă un pic amețiți din rotativa asta, că s-au vârtit de foarte multe ori și așa, dacă aș fi caricaturist, aș face o caricatură cu un balansoar de ăsta. Sau, dar nu știu dacă se vor certa, adică nu se va rupe. Cum se explică totuși inflexibilitatea guvernului, faptul că aproape în fiecare zi avem un purtător de cuvânt al guvernului care are o voce plăcută, o prezență agreabilă, dar spune același lucru. Fostul nostru coleg Dan Cărbună. Sigur, da, spune același lucru. El nu poate să spună ceva pentru care nu primește mandat. Că, poate că unii îl consideră antipatic, dar nu poate să spună decât ceea ce îi se cere, nu? Păi, el comunică ceea ce guvernul vrea să comunice, iar guvernul nu vrea să dea bani în momentul de față. Adică de lucrurile sunt destul de simple și nu vrea să dea bani pentru că nu vrea să facă niște lucruri pe care trebuia să le facă, pe care și le-a asumat în PNRR și pe care, iată, nu le va face și vom amâna vorbim de sumele, pensii, da? Pensii speciale. Pensii speciale, guvernanță corporativă, rude, aparat administrativ, eficientizarea cheltuielilor și toate lucrurile astea despre... Nu vor să facă chestia asta și vin și spun că nu au bani. Nu o să-i creadă nimeni. Uite, o să-ți dau un foarte simplu exemplu de la firul ierbii, Laura. Mi-am dus copiii la not de dimineață și discutam cu cineva în curtea școlii. Nu era un cadru didactic. Și îmi spunea, era personal auxiliar, și îmi spunea, domnule, nu mai crede nimeni pe ăștia că n-au bani. Deci asta este percepția. Deci erau hotărât să meargă mai departe, pentru că mesajul sacrificați-vă, pentru că nu putem dezechilibra bugetul, nu mai ține, îmi pare rău, nu sunt credibili. Nu sunt credibili. Când vine premierul și le spune dezechilibrați bugetul, nu sunt credibili, pentru că oamenii știu că ei au unde să taie, de unde să taie, dar nu vor să taie. Deci simplu. Și privilegiile astea pe care și le-au acumulat în timp au ajuns și la urechile profesorilor și au ajuns și la urechile altor categorii socioprofesionale care îi așteaptă după colț în momentul de față, pentru că o majorare a salariilor profesorilor va îngrena în cascadă și alte revendicări, ceea ce e firesc. Nu-i mai crede nimeni, ba mai mult, Radu Magdin, răspunsurile date de guvern la solicitările profesorilor i-au îndârjit, i-au enervat. Auzeam lideri de sindicat spunând, ce nu înțelegeți? Nu marșăm la o astfel de propunere. Am luat o pauză înainte de a răspunde, pentru că sunt într-un moment al vieții în care sunt mai direct decât media. Eu cred că soluția era extrem de simplă. O pasare rapidă a puterii, pentru că, pe de-o parte, nimeni nu se poate pune cu un nou premier, poate mai mult un nou premier din PSD, da, principal partid al țării. Cred că era foarte ușor pentru un nou premier să vină să spună, ok, s-a greșit, s-o lase așa generic, da? Da. Și să spună, îmi asum acest lucru, dăm vina pe ceilalți, da? Și dând o victorie de etapă profesorilor, pentru că e important să dai o victorie de etapă profesorilor, pentru că în primul rând merită, fie vorba între noi, merită o victorie de etapă. Evident. Da. De prea mult timp trăim în ipocrizie și prea ne bucurăm la tot felul de pacte. Da, am stat să mă gândesc dacă pacte sau pacturi. Da, și din punctul ăsta de vedere, cred eu că am avut pact pe apărare, am avut pact pe sănătate,
chiar merităm un pact pe educație. Mai ales că avem și proiectul, adică, România Educată. Și asta, și asta nu înseamnă, sincer... Da, pact pe ce? Pact pe salarii mici în educație. Da, adică, sincer, asta dar asta nu înseamnă că e o lipsă de respect față de altele, dar înseamnă că, în sfârșit, statul român se trezește pe serviciile publice de bază. Adică despre ce vorbim aici, da? Radu, îmi cer scuze, două secunde. Cred că profesorii au fost categoria socioprofesională cea mai empatică și conștientă de impactul pe care l-au în viețile copiilor. De ce au așteptat la nesfârșit ca să nu tulbure până la urmă existența unor copii și a familiilor lor? Adică, sincer, era, din punctul meu de vedere, era irezistibil un scenariu în care un viitor premier venea și spune: știu că pleacă pe 29 sau când pleacă fostul premier. În paralel cu fostul premier, mi-asum și eu negocierile, vă pot oferi inclusiv public, da, o serie de lucruri și mi-asum un angajament public că mai discutăm pentru restul, pentru că nu avem acum resurse. Da, Marcel Ciuracu s-a văzut resurse cu sindicatele săptămâna trecută, da, da, înainte de... Da, dar e diferență între a te vedea și a rezolvat ceva. Și a negociat cu adevărat. Că și eu pot să mă văd cu Alex. Alex și Radu se văd la o cafea. Nu se rezolvă aproape sigur. Adică deci e o diferență între ne vedem la cafea și chiar discutăm ceva. Da. Da? Deci, Radu Magdin, da. Puțin mai devreme, ministrul Sănătății, domnul Rafila, care a fost prezent la această ședință, ne spunea că, într-adevăr, domnul Ciucă a venit cu niște cadouri simbolice de rămas bun pentru miniștri. Presa scrie de rămas că și-a bun golit... pentru dumnealui. Nu rămas bun pentru profesorii. Adică că dumneavoastră pleacă. E profesor. Sau pentru miniștri. Joi a fost asta sau vineri? Când? Vineri dimineața, vineri, nu? Vineri. Sau nu știu, nu, ședința a fost joi, vineri, nu mai știu că... Pregătitoarea, cred că. În fine, dacă ați plecat cumva în weekend, asta s-a întâmplat azi, în acest timp. Vineri a fost ședința România, pentru că au anunțat Dan Cărbunaru joi seară, eram aici chiar în acest studio. Ce urmează să fie adoptat în ședința de... Adică n-a fost o scenetă. Povestea asta cu plecarea nu a fost dusă într-acolo în materie de mise en scène, de regizare, cât să le facă și cadouri. A fost și o scenetă, doar că actorii nu știau că e o scenetă. Credeau că e real. Asta până la urmă, deși sunt o persoană care vine din zona de comunicare politică, ca unghi sau ca de analiză politică, până la urmă, psihologia este importantă. Până la urmă, da, ca cetățean, eu la ce mă aștept? Adică, în mod obiectiv, un premier care pleacă și un premier care vine. E o realitate obiectivă. Noi știm că asta teoretic se întâmplă, da? Teoretic. Și practic se va întâmpla cândva în săptămâna următoare, da? În mod normal, puterea unde e? Când cineva pleacă, nu are multă putere. Puterea e la cel care vine. Pot să încerca intermediar să negociez cu amândoi, dar puterea cu adevărat e la cel care vine. Da? Eu am simpatie istorică, să spunem așa, pentru socialdemocrați, dar nu pot să nu remarc analist faptul că, din punctul meu de vedere, ei au făcut o greșeală acum. Pentru că noi suntem într-un vid de putere. Cine? Cineva pleacă. PSD-știi au făcut o greșeală eu acum? Eu cred că ei au făcut o greșeală. Ei, poate că nu-și dau seama pe moment. Ei poate că nu-și dau seama pe moment. O să-și dea seama la anul. Dar problema e următoarea. Noi, în momentul de față, avem un partid, dacă e să uităm la guvernare, avem un partid care se ține relativ bine, PSD-ul, un partid, 30% potrivit un partid care este sub 20% PNL-ul și un partid care crește AUR. Mai avem și alte partide, dar în general sunt cam pe unde au fost și acum câteva luni. USR, UDMR, alte partide, da? E bine, cine câștigă cu adevărat dintr-o lipsă de leadership? Dacă nu se rezolvă situația, cine câștigă? Câștigă AUR. Este o realitate obiectivă. Până la urmă, această țară are nevoie să fie condusă. Îmi pare rău că pun lucrurile în termeni foarte ciobănești, da? Dar este o realitate. Țara aceasta trebuie totuși condusă de cineva. Eu, ca analist, mi-am pierdut de mult speranța că președintele țării conduce această țară. Nici constituțional, dar nici ca interes, ca orice. Și atunci cine a apăsat butonul în consecință, mă uit rotative la premier. Da? Deci dacă președinte nu se implică, mă uit la premier. Avem un premier care pleacă. Domnul Ciucă este un om extrem de decent. Sincer, pentru atât a făcut cât a putut. A făcut foarte multe, din punctul meu de vedere, domnul Ciucă. Apropo, da, e un om cum se cade, confirm. E un om de bun simț în asta. Da, da. Situația asta se poate împacheta decât un nou premier. Îmi pare rău că nu rezonez cu opinia majoritatea coaliției, dar este o realitate. Până la urmă, cine te rezolvă? Te rezolvă cineva cu putere. De cineva acolo care poate să spună, domne,
Asta se poate bugetar sau nu se poate? Pentru că, sincer, nici sindicatele în fața unui nou premier PSD nu pot la nesfârșit să ducă acest război. Corect. Adică, bun, inclusiv Alex, ele trebuie să clipească la un moment dat, da? Și atunci întreb și eu, Radu, și tuturor, întreb și pe cei care ne urmăresc la bun simț, nu trebuie să fii mega analist, da. De ce n-au așteptat sindicatele să se instaleze domnul premier Ciolacu și în secunda 2 SPAX de a deschide porțile grevelor? Și atunci, obligând PSD-ul, care este un partid de centru-stânga, un partid care teoretic ar trebui să fie orientat spre sindicate, spre a oferi venituri mai bune populației, mai ales când vorbim de profesori, o categorie specială importantă și cu veleități emoționale clare prin prisma legăturilor lor cu elevii și cu profesorii, și au acționat chiar în momentul acesta de joncțiune, practic punându-se singuri în situația în care nu prea au interlocutor, adică au un... Și crezi că a fost o inabilitate sau mergem pe firul unei teorii a conspirației? Eu merg pe firul teoriei conspirației, pentru că este duminică seara și pentru că ne permitem să mergem... Da, eu am mers de la început, am fost constant, prima dată asumat conspiraționism. Noi credem în conspirațiile pentru că, de duminică seara. E greu să se întreba Robert Cazanciu, cine e Machiavelli în politica românească? Dar ați văzut cine s-a întâlnit la masă, la restaurant, la... Acolo, ați văzut cine s-a întâlnit? Șefi de servicii, cu lideri de partide, cu strategi, adică se pare că trăim într-un mal absurd din ăsta, incredibil, adică devin conspiraționist și mi-o asum. Îmi pare rău dacă nu mai zic asta. Și atunci întrebarea e cine cu cine? Trăim într-un film prost. Iertați-mă că spun, dacă analist, încerc și eu să-mi fac o analiză obiectivă asupra lucrurilor, da? Peneliștii cred că sindicatele joacă cu PSD-ul. Exact. Asta e clar. Dar dacă e adevărat că sindicatele lucrau cu PSD-ul, ca să simplificăm discuția, PSD-ul împachetat repede lucrurile. Nu joacă cu PSD-ul, de fapt. Noi am fost aici, duminica trecută, când cineva de la sindicat, domnul Hadar, eram în studiu împreună. Eram în studiu împreună aici. Exact asta. A intrat și a spus un lucru foarte de bun simț și de asta mi se pare că noi, de fapt, trăim într-un film prost. Ca scenariu. Adică poate că e o parodie de o parodie tristă, cel puțin pentru profesori și pentru elevi. Adică te poți distra dacă ești în afară ecosistemul ăsta, dar pentru oricine are copii care sunt la școală sau pentru oricine e într-o familie profesională, nu e distractiv. Până la urmă, domnul respectiv ne-a spus că trebuia să fie o ședință la început de mai și care nu a avut loc. Și că de două ore au fost ignorați. Adică nici nu e nevoie să intri în teoria conspirației. Da. Câteodată, pur iar și simplu, pentru că nu se întâmplă anumite lucruri la timpul lor. De sindicat de la sfârșitul anului trecut, care spuneau, doamnă, vom face grevă. Da. Nu vă mai credem, doamne, cum faceți? Am văzut și sociologi care spuneau că sondajele care, mă rog, nu sunt toate făcute publice, indică, într-adevăr, o mare nemulțumire la nivelul societății. Adică pare că stăm pe un butoi cu pulbere, deși nu știu cât îl percepem noi aici în București. În inflație, prețuri, a scăzut puterea de cumpărare, se simte chestia asta, e... Situația cu războiul, e interesant ce a spus Radu Magdin, a spus o chestiune interesantă și pasez către Silviu Sergiu. PSD-ul a greșit că a acceptat povestea asta. Și ce ar fi putut să facă? Să se lege, să se ducă, să preia puterea cu forță? Adică au primit și ei... Domnul, mergând pe firul evenimentelor, domnul Ciucă i-a informat pe liberal, pe SMS. Oricât de greu îmi vine să spun lucrul acesta, sunt de acord cu Radu Magnin. Domnul Ciucă și-a arătat toată disponibilitatea de a face rotativa asta să meargă. Da? A golit și biroul, și la un moment dat a sărit domnul Ciolacu, care a spus, domne, stați puțin, că interesul profesorilor, că așa, n-a vrut să ia acest cartof fierbinte, că e un cartof fierbinte, dar figurat vorbind, e un cartof fierbinte pe care nu a vrut să... De aceea reacția ușor nervoasă a președintelui, care a spus, domne, rotativa asta trebuie să meargă strună, să fie sticlă, să fie repede și că să nu, eu n-o să blochez și că o să mai și mult o să ajut. Și președintele n-a ratat o ocazie de atunci? Da. Atunci? Nu știu, mie mi se pare că domnul Ciolacu a calculat politic și a dat seama că poate e mai bine să-și lase prietenul în situația asta ingrată și să încaseze el toate loviturile electorale. Da. Și că dacă ar fi venit în plină criză, ar fi... deși orice criză e oportunitate. Și un lider puternic ar fi transformat această criză într-un început în forță, da? Pentru că exact ce spunea Radu mai devreme. Vii cu un mesaj nou, cu o ofertă fresh,
mult mai digerabilă, puteau să joace, dacă erau abili și au o relație atât de strânsă, puteau să joace polițistul bun, polițistul rău, da? Cu domnul Ciucă, care venea cu o ofertă ușor neglijentă, i-aș spune, ca să fiu elegant cu domnia sa, da? Adică două vouchere, unul în iunie și aia, să fim serioși. A zis cineva, e serioși, ca la piață, adică, sunteți păi ca la piață. Da. Nu, da, serios, da. Adică nu se fac lucrurile astea, totuși ești o țară serioasă și ai un guvern serios, care trebuie să ai predicție, să ai niște variante pe masă cu care să lucrezi. Da? Și venea domnul Ciolacu și spunea, am înțeles, vă dau eu, nu știu, nu 25 poate, sau 15, sau... Cât pot. Cât pot, atât pot, da? Atât pot acum, da? Uite, astea sunt predicțiile, în 3 ani crește PIB-ul, vă mai dau, nu știu ce, îi mai amețeau un pic pe profesori, că nu cred că erau absurzi nici profesorii. Și ar fi rezolvat chestia asta în fanfară, ar fi intrat în mandat în forță. S-au gândit că deschid cutia Pandorei și că vor cere și alții. Dar oricum vor cere, oricum Laura, vor cere, pentru că, așa cum spunea Alex mai devreme, situația e foarte tensionată social în momentul de față. Noi nu simțim asta, că am avut o iarnă relativ călduță și facturile au fost așa, nici nu au venit unele hidroelectrică, n-a trimis facturile. Exact. Dar lucrurile se simt, mergem la piață, simțim în buzunar, în portofel, simțim noi, clasa medie, că da, oamenii care trăiesc totuși la nivelul de jos al veniturilor. Da, despre viitorul tandemului Ciolacu-Ciucă, iată, doamna Turcan spune că e o chestiune delicată acum. De ce e delicată, doamna Firet? Ce s-a... Ce s-a rupt între ei? S-a produs o iritație? Ce e delicat? Păi nu e nicio fricțiune între ei? Nu e, ce să fricțiune înțeleg? Să fie? Nu e nicio fricțiune. Ce fricțiune să fie? Adică domnul Ciucă domnul Ciolacu este idealul. Și nu s-a enervat că el avea bagajele făcute și i-au dat ordine să rămână pe unitate? Dar cine, doamne iartă-mă, se enervează că mai ești prim-ministru? Uite, domnule, te obligăm să mai fii prim-ministru. Ești se pare că s-a dus astăzi la guvern. Să nu fie o fricțiune între domnul Ciucă și Ciolacu, o fricțiune să fie de președinte Iohannis. Adică, pur și simplu, președinte Iohannis să fie acest super glu între președintele... Hai să luăm logic. Deci Ciolacu, pardon. Da, pe domnul Iohannis nu urăște nimeni în momentul ăsta, nici liberalii, nici PSD. Nu urăște nimeni. Problema dumnealui este alta, că noi am început să ținem la dumnealui atât de mult cât ține și dumnealui la noi. Adică dumnealui este pe undeva spre 10% ca popularitate. Atât ținem și noi la... Problema nu este că ține cineva, că îl urăște cineva. Problema este dacă 90% îl ignoră sau nu. E posibil să fie o fricțiune între domnul președinte și restul populației, pentru că domnul președinte cu siguranță este deranjat de aceste evoluții sociale care, domnule, nu se potolesc. Adică și marți vin la dumnealui la Cotroceni, apropo. Da. Meeting cu peste 20 de oameni. A fost asigurare sfătuitor că se vor potoli, că n-au cum, când iese președintele și spune că România educată e sticlă. Bun, Alex Coida, domnul Ciucă i-a dat misiunea domnului Budăi să se întâlnească cu toți. Toată lumea care are o nemulțumire se duce la domnul Budăi. Că e vorba despre ceferiști, despre lucrătorii din sănătate și profesorii, fac cu toții acolo un cor mare și se duc ca în Danaidele. Da, am înțeles. Ce să zic? Bun, da, domnul Iohannis o aruncă pe domnul Budăi, care e de la PSD. Domnii de la PSD o aruncă la doamna Deca, parcă, care e de la Iohannis. De la Iohannis. Iohannis, da. E de la Iohannis. Și, uite, așa jucăm noi bambilici în politica românească. Dar problema, într-adevăr, asta este că nu prea mai ține vrăjeala. Îmi pare rău de exprimarea puțin mai profană, dar în momentul în care am discutat timp de o lună, două, nici nu mai știu cât a fost cu pensiile speciale, s-a văzut care e anvelopa acestor pensii de care e de ordinul miliardelor de euro. Și cât de mari sunt inechitățile din interiorul sistemului de pensii de serviciu, pensii speciale, adică unde avem colonei care stau pe o pensie decentă de, să zicem, câteva mii de lei, 2-3-4 mii de lei, și alții magistrați cu 27 de mii de lei, sau alți, mă rog, nu vorbesc de domnul Ciucă, care are 18 mii de lei, pentru că domnia asta a fost într-adevăr în teatrele de operațiune, a avut o carieră militară remarcabilă. Le raporta la experiența armatei române în momentul de față. Dar faptul că nu s-a făcut nimic, faptul că, așa cum arăta și Banca Mondială, impactul bugetar al acestor pseudo-ajustări este de 0,05%, adică nimic, practic îți conferă zero legitimitate să vii să negociezi cu profesorii. Iar, ca să conchid, faptul care pe mine m-a surprins un pic,
un pic, nu știu cât de mult, dar m-a surprins cert, este că, de fapt, nu a existat niciun fel de negociere cu profesorii, dacă stăm să ne uităm. Adică nu a existat, nu mi s-a părut. A ieșit domnul Ciolacu la început și a zis, domnule, ce domnule, profesor, ce profesor? Adică a vorbit ca cei că e, nu știu, Angela Merkel, Margaret Thatcher, adică nu un lider social-democrat. A ieșit, domnule, ce profesor? Potolisef, avem probleme aici, echilibre, dezechilibre bugetare, Ronald Reagan, adică ziceai că, domnule, era... Apoi a venit și domnul Ciucă la ședința aia. Eu l-am urmărit, a fost bine. Îi puneți în pericol pe copii și pe părinți. Nu se poate ceva. I-au chemat și pe copii la guvern. Dar nu pot să negociez cu o categorie socioprofesională atât de importantă în acest fel, mai ales că, totuși, avem doctorii care și-au luat niște măriri salariale mai mult decât semnificative în perioada de tristă amintire pentru unii a guvernării Dragnea, dar totuși i-am ținut în țară, ce a fost, zic eu, un lucru bun. Profesorii au rămas cam ultimii. Și atunci faptul că mie nu venea să cred, mă uitam, mai veneam pe la televizor și chiar vrea să-i cumpere cu niște cash, adică cash. Luați de aceea 500 de euro. Din fonduri europene, pentru că au făcut precizarea asta. Acum 200 prin octombrie, mai veniți prin octombrie, vă mai dăm câte 200. Adică asta este gândirea sustenabilă a Guvernului României pentru profesori. Niște cash în 6 luni și după aceea mai vedem. Și asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, mă pun și în pantofii profesorilor și nu pot să nu mă mir un pic de ce... Ok, înțeleg de ce au ieșit acum, că e finalul de an și au posibilitatea să exercite o presiune mult mai mare, dar totuși e povestea cu legea salarizării unitare, nu? Eu așa am înțeles că acolo va fi rezolvat totul. Este un panaceu universal, ca să mă exprim așa tautologic un pic. De ce au ieșit acum în condițiile în care, sincer, pentru mine, este clar că logica guvernului, care este cumva legată și de relația noastră pe care o avem cu Uniunea Europeană, care ne obligă să intrăm în, să ieșim, de fapt, din procedura de deficit excesiv la anul, să ne rezolvăm dezechilibrele și atunci trebuie să fim foarte atenți. Evident, nu putem să umblăm la pensiile speciale, Doamne ferește, dar la profesor nu putem să dăm așa. Da, nu putem. Oricum, și atunci de ce au venit acum? De ce n-au gândit-o cumva să vină la toamnă, nu știu, când era în coacere legea aceasta salarizării unitare, ca să poată să pună examenele, presiune... exploatarea unui moment potrivit pentru ei, asta este răspunsul pe care îl dau profesorii. Și deja suntem într-un moment în care societatea este de partea lor. Foarte mulți sunt de partea lor. Deci la întrebarea de ce acum, mi-e teamă că nu se mai pot găsi țapii spășitori prea convingători. Facem o foarte scurtă pauză, revenim, pentru că mâine se anunță, sau în această săptămână, se anunță greve în sănătate, în transporturi, și domnul Budăi este găsit pe post de pompier. El trebuie să stingă aceste conflicte. Domnul Budăi, care l-a spus profesorilor, sau mă rog, s-a numărat printre cei care l-au spus, că nu sunt la piață să negocieze ca la piață. Ne întoarcem. Da, suntem deja în direct. Sigur, ne-au atras atenția declarațiile politice făcute în acest final de săptămână și pentru că vorbeai, Alex Coita, mai devreme despre întâlnirile de taină, surprinse de jurnaliști cu oameni care au fost, poate mai sunt, nu se știe, făcători de jocuri sau vor mai fi făcători de jocuri în România. O declarație a domnului Dâncu pe Facebook. Domnul Dâncu spune, aproximativ, sunt mândru că sunt contemporan cu mine însumi, într-o... Da, domnul Dâncu era un de spirit, e un intelectual de spirit, asta nu e nimic nou. Ceea ce este nou este că un fost ministru al apărării a unei țări NATO aflată în război cu Rusia se întâlnește cu lideri, sau, mă rog, fortuit, sau nu, cu lideri a unor organizații care sunt suspectate că au legături tocmai cu zona estică. Mă refer la cei de la AUR. Da, încărcate sunt căile. Asta mă surprinde un pic și faptul că sunt implicați acolo și foști lideri ai serviciilor secrete din România nu mă liniștește deloc. Mai mult decât atât, pot spune că pornind de la acest filon conspiraționist pe care mi l-am asumat de câteva zile și care îmi place din ce în ce mai mult pentru că văd că e la modă, da, nu pot spune să... Ne bucurăm că aceste filon. Întâlniri la restaurante cochete din zona de nord-vest a capitalei, am înțeles, nu fac decât să alimenteze aceste porniri, aș spune eu, ancestrale ale poporului român către conspiraționism. Serios acum, cu ce ne ajută să ne afișăm lideri de servicii, foști
șefa instituțiilor de forță și alți lideri ai unor partide, mai mult sau mai puțin extremiste, dar cu siguranță mai spre cu parfum de extremism clar, în condițiile în care și așa suntem într-o situație destul de delicată, nu știu dacă la fel de delicată precum relația dintre domnul Ciolacu și domnul Ciucă, eu cred că mai delicată, mai dacă mă întrebați pe mine, la nivel social, și în condițiile în care mai avem o mie și una de teme, apropo de Turcia, nerezolvate în țara asta. Adică asta ne... Teme nerezolvate într-o țară. Sau mese la restaurante de taină. Asta e, de servicii, e libertate. Oamenii se bucură de libertate. Foarte bine. Libertate preluând, prost înțeleasă, prost cum se zicea în anii 90. Democrație prost înțeleasă. Preluând ideea lui Radu Martin, ne întrebăm cine conduce totuși România. Ciucă a rămas, dar a rămas ca să rezolve niște lucruri pe care nu le rezolvase atunci când ar fi trebuit să le rezolve. Ciolacu n-a mai venit, deși ar fi putut să fie primit ca un om care face, nu știu, care își onorează mai repede promisiunile. Că asta este menirea nou venitului, să-și proiecteze oamenii speranțele și revendicările asupra lui. Domnul Iohannis, frecvent deplasat, ca să nu spun plecat, să nu se înțeleagă, frecvent în deplasări. Până la urmă, cine conduce România? Silviu Sergiu. În momentul de față, e clar că suntem într-o perioadă de tranziție și cu un vid de putere, adică nu există suficientă putere cât ar trebui să existe pentru a rezolva problemele astea. Asta e de fapt problema. Și am văzut că un lider sindical cerea intervenția președintelui în postura de mediator, așa cum spune Constituția, nu? Președintele în astfel de situații e cel care vine să ne împace, da? Mi-e teamă că nici președintele, care are totuși povestea asta cu România educată restantă, ca să fim politicoși, nu reprezintă o soluție. Adică nu știu cum poate el ajuta guvernul sau ajuta sindicatele să se deblocheze această situație, având în vedere cota de credibilitate pe care o are în prezent, foarte, foarte redusă, și având în vedere că, mă rog, a girat până la urmă această guvernare, care, iată, e în conflict frontal cu profesorii, da? Radu Magdin, aceeași întrebare, cine e șeful României? Aștept ca domnul Ciolacu să înainteze ca și șeful României până la alegerile prezidențiale din 2024. Pentru că, din păcate, suntem setați pe actualul regim, în ciuda actualului regim constituțional, pe ideea că președintele este șeful țării. În momentul de față, suntem într-o situație în care președintele României nu mai este apreciat. Sunt foarte diplomat acum cu președintele României. Da? Spun că nu mai este apreciat. Este la undeva între 10 și 15% popularitate. Deci, în mod cert, nu are legitimitatea de a veni cu ceva nou pe piață. Deși, în mod ironic, asta l-ar putea salva și l-ar putea duce la un procent mai decent de popularitate. Dar, având în vedere că a ratat periodic minci aruncate la fileu, precum războiul din Ucraina și nu numai, eu nu mai am speranțe în ceea ce privește pe președintele României. Dar, până la urmă, dincolo de persoane anume, important pentru noi ca și cetățeni este cine duce țara aceasta înainte. Eu cred că, în mod natural, ar trebui să avem o pasare la puterii. Din punctul meu de vedere, săptămâna viitoare, cât se poate de repede. Pentru că noi nu putem suspenda o țară întreagă. Iertați-mă, pentru că este o stare de suspendare generală, da? Până la urmă, e un vid de putere, cum bine spunea colegul de platou Silviu Sergiu. Noi avem nevoie de un manager. De un coordonator, nu spun șef, da? dar avem nevoie de cineva cu autoritate de a lua decizii. În mod natural, când cineva pleacă, cu tot respectul, știm asta în orice organizație, că e de stat, că e privată, că e societate civilă, nu mai e autoritate. Lumea vine, te mângâie, îți mulțumește pentru serviciu credincios și îți urează mult succes în continuare, se uite la următorul șef. Este o realitate. Deci avem nevoie de această pasarelă de putere cât se poate de repede. Și credeți-mă, deși pare un fel de salt de credință în vid, eu nu cred că nou prim-ministru de la PSD se va arde.
Eu nu cred că este cu adevărat un risc această criză pentru nou prim-ministru PSD. Pentru că este Radu Martin foarte convingător. Aproape pentru că eu cred, pentru, efectiv, pe de o parte, nu pot să-i reproșez unui nou prim-ministru PSD ce s-a întâmplat în ultimii ani în care, cu tot respectul, din 2020 încoace, chiar final 2019, PNL a fost prioritar la putere sau a avut prim-ministru oficial. Da? A fost Ziua Rantăi, deci da. Nu poți să dai vina pe un prim-ministru PSD-ist pentru prioritar un penelism, în cel puțin în ultimul poți să dai, poți să acuzi PSD-ismul de colaborare la o neglijență istorică la adresa unui serviciu public esențial, cum este cel al educației. Asta este altă discuție. Dar nu poți să dai vina pe Marcel Ciolacu, viitorul prim-ministru, cel de care totuși îți legi speranțele, având în vedere că că președinte țării, cu tot respectul, nu pare că muncește. N-a părut niciodată, dacă ți s-a părut vreodată că muncește. E chiar atât de simplu. Președinte, nu pare că muncește. Cine e următorul? Primul ministru. Da? Nu mă refer la protocol în stat. Că unul e protocolul și unul e decizia. Da? Pe protocol mergem pe Senat. Da? Al doilea om. Da, puterea executivă. Dar azi am ajuns să ne rugăm de Marcel Ciolacu să... Ia țara. Conducerea României. Marcele, avem nevoie de tine. Fă pasul înainte. Fără mai aștepta. Eu cred simplu. Se termine această emisiune. Simplu. Cineva trebuie să vină să spună profesorilor. Pe moment. Atât. În spațiu public îmi asum pe responsabilitatea mea personală că la 1 septembrie, 1 octombrie, 1 noiembrie sau 1 decembrie, în funcție de bănicie bugetare, vom face cineva, tot posibil. Dar domnul Cărbunaru nu cred că e bine să mai iasă cu toată colegialitatea. Suntem într-o situație quasi imposibilă, dar care are o soluție de bun simț. Situația quasi imposibilă. Avem profesori cu nemulțumiri legitime, un serviciu legitim și avem un vid de putere. Trebuie ocupat vidul de putere și trebuie mulțumit profesor. Vă mulțumesc. Pot să mai zic și eu 10 secunde? 10 secunde. Poate și de asta așteaptă Marcel Ciolacu. Acum eu am glumit, dar nu înseamnă că am ceva cu Marcel Ciolacu. Cred că a jucat corect și cred că e momentul să-și asume puterea. Da. Pentru că poate dacă a așteptat să creeze această tensiune. De deci să emisiunea se termină cu apelul invitaților mei. Marcele, vină la putere. Ceva. Vă mulțumesc mult. Urmează jurnalul orei 23.